Și rămânem pe zona de... Domnul Orban, ce a fost aia cu zona zoster? A zis că după atâta pandemie s-o ardeți puțin medical, așa? Acolo chiar, la Bucură-Obor, au fost în controle de enori. De fiecare dată, nu cred că 20% dintre cei de acolo respectau regulile. Portul măștii, distanța la statul la coadă. Pur și simplu, nu se respectă. Acolo parcă e cu zonă zosteră, cu zonă zosteră, cu zonă zosteră. Noi, de fiecare dată când avem suspiciunea că un politician este prost, deschidem dicționarul și citim. Zona zoster este o afecțiune virală provocată de virusul varicelo-zosterian, responsabil și de îmbolnăvirea de varicelă, ceea ce era de demonstrat. Și acum să revenim la viața de zi cu zi din România. Campania electorală. Dacă s-ar putea trăi din campanii electorale, am fi milionari cu toții. Suntem în campanie, păi da. Și la ce se gândește omul politic din România când vorbește despre democrație? La arme! Normal că fără arme viața e pustiu, iar democrația e și mai pustiu. Pentru că nu vine banii, nu vine banii, nu vine banii la băieți. Cu certitudine, analizând posibilitatea achiziției în perioada imediat următoare a încă unei escadrile, vom demara cât se poate de repede acest proces de achiziție. Domnul ministru al apărării, luați, domne, repede, repede. Nu vă uitați la bani, vă rog eu. Banii să fac, dă-i dracu, avioane nu mai găsim noi. Ar trebui să fie gospodăria și avionul, dacă mă întrebați pe mine. Cu avionul de vânătoare la poartă să stea țăranul, domne, să-l parcheze între căruță și cotețul câinelui. Da, chiar în fața WC-ului din fundul curții. Să stai așa, patron, a? Ușa deschisă și să... Admire avionul, domn. Bă, pe bune, am înnebunit cu toții. Vorbim de achiziție de escadrilă de avioane? Adică ne luăm o zona zoster de avioane, nu, domnul Orban? Și cum o spune ministru, vom demara cât se poate de repede acest proces de achiziție. Mă, cu măștile am stat cu lunile. Cu buteliile de oxigen nici acum nu s-a rezolvat. Ventilatoare canci, bă, da o escadrilă să mor eu. Mâine luăm gol în Banca Națională de Lingouri, ne luăm imediat. Investim în apărare. Armata are un plan de înzestrare extrem de ambițios. Domnul Orban, mă scuzați, să știți că și noi, domne, oamenii, populii mei, cetățenii, și noi avem proiecte de înzestrare foarte, foarte ambițioase, da. Doar că ne încadrăm în ce avem, în ce ne permite, maximum un televizor în rate, așa. Nu știu, mie, sincer, deja mi-e milă de Orban, da, doar milă. L-au băgat în chestia asta cu forța, cred. Serios, întâi l-au amenințat cu dosarul ăla și acum pare omul pe sârmă, face tot ce îi se spune. Cred că are toate deciziile dimineața pe birou. De-aia zic, mi-e milă de el. Cu hăinuța aia lui prinsă cu sârmă de oțel într-un nasture peste zona zoster. Înnebunii sunt după avioane, mă, tancuri, taburi, Pirania, n-ai văzut așa ceva? Eu mă mir că nu umblă cu mitraliere la ei. Chiar și că pe bune. Puneți, mă, frățică, un cuțit la brâu, de la mare, de șaormar, frumos, pistoale, ia-ți în spate un aruncător de la de flăcări, e, tu-l umpli cu berică, păi da, doar suși la muf acolo, te branjezi când te ia setea. Păi transpir, mă, cu toate alea pe tine, îți dai seama, te deshidratezi, faci dracu, zona zoster sau... Așadar, dragi alegători, a început campania electorală într-o țară căzută în limbă după democrație. E, care-i primul lucru pe care îl face premierul când începe campania? Mergem să vedem ce arme mai cumpărăm. Și că, uite, mă gândeam, ce-ar fi, mă, să-ți iei și acasă? Tu ai câine, nu? A, e bun și câinele, da? Dă-l, dă-l, că numai belele face.
Ia-ți o dronă, un transportor blindat, un tap, știi ce zic? Ca animale de companie, tată, în loc de câine, de pisică. Și ieși așa în curte, mângâi drona frumos, îi arunci o bucată de pâine la blindată. Pirania, ia fetița, hai, aport, aport! Aici sunt nevoită să aștept cu suspiciune de pneumonie și chiar cu suspiciune de COVID, cu simptome de tuse. Mi-au înghețat picioarele, mi-au înghețat tălpile, patul este rece ca gheața. Nu știu cum ar putea să consulte aici un medic pe cineva care ar putea să aibă o afecțiune la plămâni. E, alo, alo, păi normal că vă e frig, mă, că nu sunteți căliți. Domnul premier, ăștia trebuie duși, domne, să facă armata puțin. La blindate acolo, păi da, la Piranda, ăsta, la Pirania. Trezirea dimineața la 5, ieșit în curte, alergare. După aia not în râu, la 3 grade, ia să vezi cum mesteci COVID-ul ca pe gumă. Faci baloane cu el, păi da. Nu poți, bă, nu poți, bă, să faci democrație cum vrea domn președinte, cum vrea domnul Orban, cu oameni așa, la, mă, una, două, pneumonie, imediat febră, imediat zona zoster. Dă-o, dracu, bă, hai, bă, să ne imunizăm și noi puțin. Ce ne interesează la fabrica de avioane? Să se deruleze în bune condiții proiectul prin care se modernizează Șoimu, astfel încât să fie utilizat ca avion de antrenament pentru piloții pentru F-16. A? Șoimu, frate, că mi se face pielea pe mine de... Modernizăm și Șoimu! Îl facem pionier, a? Eu zic că democrația e ok dacă apare și Șoimu. Că era și întrebarea aia. Șoimu e ceva? E, normal că e. Pentru tot poporul.